Rădăcina de țelină este un ingredient ce completează bine orice salată, supă sau ciorbă, dar aceasta are o multitudine de beneficii consumată și separat. Pe lângă gustul aromat, aceasta a fost utilizată mult timp în medicina tradițională pentru tratarea diferitor afecțiuni. Cum consumăm rădăcina de țelină? În ce formă? Cum o păstrăm și care sunt beneficiile acesteia? Discutăm cu nutriționista Lilia Arteni. Lilia, bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Așadar, vorbim despre rădăcină de țelină, dar era imposibil să nu avem și niște tulpini de țelină, da? Pentru că și ele se folosesc și o să vreau să ne referim la toate, să ne spui pentru început despre beneficii, da? Să vedem ce conține. Rădăcina de țelină, după cum știm, are foarte multe beneficii pentru sănătatea noastră, pentru corpul nostru, fiindcă are efect de detoxifiere, antiinflamator, cardiovascular. Chiar este un antibiotic natural, fiindcă are foarte multe vitamine, precum vitamina C, vitamina K, vitamina B6, care susține imunitatea noastră și metabolismul nostru. Mai are fosfor, potasium, care ajută inima noastră să funcționeze bine. Cei care au hipertensiune, este bine să profilaxeze, să mănânce în salate, în diferite, da, mă rog, fiecare după... Mie place țelina, rădăcina ei cu morcov, adică ambele date prin răzătoare și chiar îmi place gustul, încerc să le conving și pe fetițele, pe copiii mei, de fapt, să mănânce. Nu prea am rezultate tare mari, dar mă rog, încercăm. Propriul exemplu, sperăm că va da roade. Chiar este cea mai recomandată rețetă. Combinație, da? Da, combinație rețetă, atât pentru maturi, cât și pentru copii, fiindcă de sine stătător nu prea o putem consuma, fiindcă are acest gust aromat. Foarte intens, da, intens, de aceea este bine să fie combinat. Dar această salată cu un pic de ulei de măsline, nu știu, lămâie, minunată. Cu ce altceva mai putea să combinăm țelină morcov? Uneori mai pot adăuga și măr. Da, și cu măr. Iată, astea trei sunt combinația perfectă. Mai facem, dar. Da, mai încercați. Mai continuăm să consumăm. Știu că, adică bănuiesc eu, nu am încercat încă niciodată, dar mi se pare că are și bună și supa cremă. Adică mai pun așa câte un pic, dar mă gândesc să fie ingredientul esențial dintr-o supă cremă. Ar fi gustos? Da, supa cremă la fel este foarte bună, dar combinată cu alte legume. Este prea aromată, da, dacă o consumăm de sine stătător și aici este o caracteristică importantă, fiindcă în supele creme nu avem voie să reîncălzim. Țelina, când este a doua oară încălzită, ea elimină nitrați. Și ar putea fi dăunătoare? Da, este toxică. De ce am consumat, am mâncat. Am pregătit, mai bine zis, am mâncat. Iată, un detaliu despre care chiar nu știam și e foarte bine de ținut cont de el, pentru că atunci când ați pregătit ceva cald, ați prelucrat țelina termic, nu o mai încălziți a doua oară. Sau o scoatem. Dacă vorbim de supe, nu cremă, supele standard, atunci am pus-o, am fiert, am scos-o, atunci putem da supa aceea deja să o folosim mai și a doua oară, hai să spunem așa. Am înțeles. Și, nu știu, ce mai e? De exemplu, un ghiveci sau diferite salate din astea calde, la fel, o putem întrebuința sau... Eu recomand în formă crudă, fiindcă atunci își păstrează toate vitaminele, minerale ce am menționat mai sus. O putem tăia feliuțe, da? Și să o alăturăm la un sos. Facem un sos care eu prefer, iaurt, cu un pic de usturoi. Și chiar facem, da, ca o mâncare alternativă la mâncarea care o avem de bază. Cu sos chiar știu că am servit odată într-un local, da, specializat într-un restaurant, tulpina de țelină ca și gustare alături de morcov și a adus un sos și dacă vrei întingi cumva așa un pic în el și mănânci, o consumi. Ea conține mai multă apă, este chiar are și un efect de hidratare pe lângă țelina propriu-zisă, da? De aceea ambele metode sunt foarte bune. Depinde deja după gust. Fiecare alege varianta potrivită pentru sine. Și tulpina cu siguranță se taie mai ușor, pentru că țelina ai nevoie de ceva putere. Ca să o... Și uite, apropo, întrebarea mea, de fiecare dată îi tai chestia asta, dar mă gândesc, poate am tăiat ceva foarte folositor, dar mi se pare că e foarte greu să o cureți. O tăiem? Nu este asta? Partea asta mai folositoare ca partea asta. Așa că nu ne facem greși. Să nu ne mustre conștiința că am tăiat-o. Înseamnă că o tăiem cumva așa, după care o curățăm cu o lamă specială, da? Da. Sau, mă rog, și cu un cuțit, dacă vă este comod. E nevoie să ținem cont de anumite sfaturi atunci când o curățim? Nu, o spălăm și o curățim.
Am înțeles. Și după asta o folosim. Bun, ziceam că tulpinile sunt cumva mai ușor de tăiat, de folosit. Puteți să le puneți și în smoothie-uri, da? Să le adăugați. Da, mai mult în sucuri și da, și în smoothie-uri, fiindcă, iarăși, conțin mai multă apă, este mai ușor. Dar ca și nutrienți au cam aceleași cam proprietăți, aceleași, da? Da, cam aceleași. Uh-huh. Țelina, rădăcina mai bună, fiindcă orice rădăcină conține mai mulți nutrienți. Mai concentrat. Da, da, dar asta mai multă apă, așa că ambele sunt benefice. Uh-huh. Le păstrăm, cum le păstrăm? Iată, de exemplu, dacă la rădăcină să ne referim. Se păstrează foarte mult timp. Dacă deja este curățită, cum am vorbit, este bine de o consumat în 2-3 zile. Uh-huh. Dacă este cumpărată, în frigider stă foarte mult. Într-o pungă sau într-un container? Sau... De dorit în hârtie. Uh-huh. Mai bine. Nu, evităm plasticul. Hârtie specială pentru este, bucătărie? Da, pentru bucătărie. Uh-huh. Și la înghețat se poate depus pentru cele supe care vrem. Uh-huh. Da. Și înghețată, nu știu, o tăiem cubulețe sau așa în o tăiem cubulețe, fiindcă uh-huh. altfel nu e posibil. O tăiem cubulețe, o punem în acele containere, cum ziceam noi, și o refolosim când avem nevoie. Da, după ce o dezghețăm, își păstrează la fel toate vitaminele, da, tot da. Dar deoarece noi avem țelina practic tot anul, nu știu dacă are rost să o înghețăm. Adică o folosim atunci când avem nevoie. Are și anumite contraindicații? Are, dar nu sunt foarte stricte. Deci contraindicațiile sunt atunci când o consumăm în exces. Dar nu cred cineva o consumă în exces. Dar haideți să menționăm, da? Da, primul da. Rând, cei alergici, fiindcă are cel iarăși gust picant, aromat, uneori nu la toți le place sau poate fi o intoleranță alimentară. Acele persoane care administrează medicamente anticoagulante, deoarece am zis că are proprietatea asta de coagulare, anticoagulare, să nu formeze o hemoragie. Mamele care alăptează, la fel, din cauza acestui miros gust, ar schimba gustul laptelui, dar de încercat, eu nu zic nimeni că noi o interzicem total. Uh-huh. Încercăm, vedem cum reacționează organismul nostru, o primește, nu o primește, vedem cum copilul reacționează. Și în doze, cred că, limitate... Doze limitate, asta cam ce ar însemna? Ar de trei ori pe săptămână, trei salate cu morcov. A patra parte, dacă mâncăm zilnic, deja este bine. A patra parte din această rădăcină? Da. Mm-hmm. Destul de mult, cred eu. Dacă noi o combinăm cu alte legume, atunci nu mai este așa de mult. Da, da, nu ca și gust, dar ca și, mă refeream ca și cantitate. Dar sigur că fiecare, atât cât îi place și mai ales dacă sunt iubitori, numai țineți cont și de felul în care se comportă organismul vostru, dacă nu aveți anumite, nu știu, contraindicații. Exact. Nu știu, să ne referim și la tulpină un pic. La fel o putem congela sau cum o păstrăm în frigider, așa ca să țină cât mai mult. Tulpina nu recomand să o congelăm, fiindcă ea poate să-și piardă cum să zic, și gustul și forma ei, nu mai arată, parcă este vește de parcă este... Datorită apei, da? Pe care o conține Deci și... pe ea o consumăm imediat. În sucuri, în smoothie-uri, în acest sens. Are și ea niște, nu știu, combinații cu anumite legume, e voie, cu altele nu, sau cu fructe? Nu are contraindicații. Fiecare după gust. Eu optez pentru sănătatea și psihoemoțională, deci alegem ceea ce ne place, da? Nu strict asta. Și cu ochii, asta. Da? Când vedem și cu ochii. Simțim. Unii ne atrage. Mâncăm cu ce? Cu ce aș putea eu să o combin? Pentru că variante sunt multe, da? Uh-huh. Poți cu legume să faci un humus, da? Chiar o să iau o bucățică. Nu o să mă sfiesc, să o tai. La fel, poate fi tăiată, fie așa și adăugată în supe, o adăugăm sau mai bine în stare cu... În supe mai bine de adăugat rădăcina, dar asta o putem consuma mai mult în... Uite încă o întrebare, când o curăț, uneori îi iau și le zic ațe, da? Iată, fac în felul următor. E bine, nu e bine sau o lăsăm așa cum este e ea? E bine, fiindcă ața asta poate să se oprească. Da, deranjează apoi. Ok, înseamnă că țineți cont, curăța un pic și ațele și apoi mi-a plăcut o idee de rețetă. Iată dacă tăiem așa și punem, nu știu, poate o umplutură din cărniță la urmă, nu știu ce vă place vouă și faceți niște tartinuțe originale care arată foarte somon, bine, foarte frumos. Putem face cu un pic de brânzică, somon, punem humus, putem pune mix de legume, ghiveciuri, iarăși depinde de gustul fiecăruia. Deci pe lângă smoothie-uri poate fi consumată și ca tartine. Mulțumesc tare frumos, Lilia, pentru toate aceste informații. Ne vom strădui să o consumăm cât mai des și să beneficiem de toate vitaminele pe care le are această legumă. Cu mare drag!